Bună ziua, dragi prieteni, mă salut cu dragii platoul TV Cluj AM. Împreună cu vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Clujul la zi. Astăzi, la noi în platou, este invitat domnul Emil Rusu, candidatul PNL la funcția de primar al comunei Tritenii de Jos și în prezent consilier local. Bună ziua și bine ați venit la noi în platou! Dragi prieteni, în ediția de astăzi vom discuta despre ce anume îl recomandă ca primar, despre noua generație, despre campania care va veni și care sunt planurile candidatului PNL la primăria Tritenii de Jos, Cluj. Domnule Emil Rusu, pentru început, pentru cei de acasă, pentru noi, v-aș ruga să spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, atât în plan personal, cât și politic și, de ce nu, și profesional. Vă mulțumesc pentru invitație. Mă numesc Emil Ștefan Rusu, sunt un tânăr antreprenor, am 37 de ani, candidez la funcția de primar pentru Comuna Tritenii de Jos. Ce mă recomandă pentru această funcție sunt următoarele lucruri. Sunt un antreprenor, sunt tânăr, reprezint noua generație și vreau să fac o schimbare în bine. Sunt cetățean român cu dublă cetățenie, română și americană, și vreau să fac visul american la Tritenii de Jos, versiunea Tritenii de Jos. Sună foarte bine. Cum v-ați gândit, iată, cum ar fi fezabil un astfel de vis american aici? Cu multă muncă. Și pentru asta sunt pregătit. Muncă, muncă și iar muncă. Ați văzut cum e situația în America? Și v-ați pregătit oarecum pentru... Nu neapărat situația în America se raportează la situația în țara noastră sau invers. La noi situația e un pic diferită. La Triteni avem multe probleme. Eu am trecut printr-un mandat de consilier. În 2016 am candidat prima dată pentru postul de primar și am obținut două locuri în Consiliul Local. Acum, după un mandat de consilier, am văzut problemele comunei, adevăratele probleme. Și chiar mi-a prit mandatul de consilier pentru că am stat și am analizat cum funcționează o primărie, care este fluxul de documente într-o primărie și ce este de făcut pentru a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor. Și sunt multe de făcut. Cu ce ați întâmplat? Primul lucru pe care l-ați schimbat sau l-ați îmbunătățit în prima zi de mandat? Încă din prima zi. Păi, să vă zic, prioritatea zero pentru comuna noastră sunt utilitățile. În momentul de față, în comuna nu există apă potabilă. În anul 2006 a fost o aducțiune de la Vișoara a companiei de apă, iar conducerea de pe atunci a primăriei de la Triteni a refuzat oarecum să implementeze și la Triteni prin aceeași conductă apa potabilă, a preferat să facă un sistem propriu de apă menajeră. Nu zic că nu ar fi fost bun, dar nu a fost pus în aplicare corespunzător. Adică dacă tu te bazezi pe niște bazine de beton moștenite de la vechile fostele vii, vechi de 40 de ani, care e crăpat și nu ține apă, și mai bagi în el vreo 200-300 milioane prin firme de casă ca să-l repari, când un bazin de fibre de sticlă nou costă 300 milioane. Și implementarea a fost defectoasă, de aceea în momentul de față nu avem nici apă pentru animale. Prioritatea numărul 0 pentru comună, asta ar fi utilitățile. Apă potabilă, nu avem un contract viabil cu o firmă de salubritate. În momentul de față, din comuna noastră se ridică gunoiul menajer pe bază de comandă. Pe bază de comandă, când pot firmele de salubritate. Parcă n-am fi în județul Cluj. Suntem în județul Cluj. Acum, eu întreb pentru că n-am știut aceste lucruri legate de comuna Tritenii de... Da, asta e adevărul. Au fost niște întârzieri la plată la compania de salubritate în Câmpia Turzii și, bineînțeles, compania de salubritate a spus nu mai putem presta servicii, nici n-au vrut să renească contractul.
Și atunci s-a găsit o firmă care pe bază de comandă în ridică cu gunoi menajer. Sistemul de canalizare, s-a făcut o canalizare care din start proiectul a fost greșit și subdimensionat. A fost făcută canalizare doar pentru arterele principale, fără posibilități de extindere. Adică pompele de tratare și stațiile de epurare sunt pentru o anumită capacitate. De acea canalizare nu se mai poate lega altă stradă sau alt sat sau trebuie făcut alt sistem. Ne avem câteva imagini de la dumneavoastră din comună și aș ruga regia să comentăm pe aceste imagini care sunt principalele, cum am început să dezbatem, principalele probleme. Deci, apă potabilă, nu avem canalizare, bineînțeles că dacă nu este apă, nici canalizare nu există. Deci, ridicarea deșeurilor, iar o problemă? Păi e o problemă mare în momentul de față, mai ales în perioada de vară. Deci nu vreți să veniți la noi în comună după o lună de zile în care nu au fost ridicate. Acum sper că nu veți spune că nu aveți nici curent la case, nu? Curent electric. Ați fi surprins. Prima casă din Titeni, de jos, chiar la intrare, la domnul Pavel, nu este racordat, nu este racordată la rețeaua de energie electrică. Dumnezeu, dar suntem în județul Cluj. Pe drumul de județean 150. Acolo chiar prima casă nu era acordată la curent electric. Omul acela și chiar e bolnav, omul în trecut, zilele trecute și... Dar din ce cauză? Pentru că... Din, nu știu, distanța până la ultima casă din Titeni Colonie ar fi sub un kilometru. Pur și simplu. Și mai este și un agent economic. Tot acolo, vigilitatea ala lucrează cu, funcționează cu panouri solare și generator. E o stație PECO. Tot așa. Nu este racordat la rețeaua de energie. Mai sunt și alte case în Triten? Din câte știu eu, nu. Acum, izolate, dar nu. Nu. Acolo ar fi, dar vorba de la țară. Ăștia-s la asfalt. Deci chiar la drumul principal și nu au curent electric. E jenant. Deci, efectiv, îi dea dreptul jenant să spui nu am curent electric în anul 2020. Mă, dumneavoastră ați fost consilier local 4 ani de zile. Cunoașteți administrația. Ce ați făcut dumneavoastră în cei 4 ani de zile? Când mi-am început mandatul... Ca și consilier local, aici, în, 2000... în Triteni, unde nu există apă potabilă, unde nu există canalizare, unde văd că nu există nici curent electric la case. Da. Când eu am început mandatul de consilier în 2016, recunosc că am fost sceptic deoarece conducerea de atunci, primarul ales în 2016, avea o majoritate simplă. Deci nu avea nevoie. Noi eram în opoziție 6 consilieri și el avea 7 consilieri. Și zic, mă, ce o să pot eu să fac ca și consilier pentru cei 370 de oameni care m-au votat? Eu și încă un coleg consilier. Din primele ședințe am observat că mare lucru nu pot să fac. Jumătate plus 1 și orice proiect de hotărâre trece. Și m-am gândit, mi-a venit o idee simplă, să filmez ședințele de consiliu. Le-am filmat cu mijloace proprii, le-am pus pe un canal de YouTube. Lumea a văzut. Aș ruga regia să ne pună și acele filmulețe și acel film cu ședințele de consiliu local filmate de dumneavoastră, pe banii dumneavoastră, pentru că este o ședință publică. Corect. Lumea, eu prin intermediul acestor filmări am dus atmosfera din interiorul ședințelor de consiliu în casele oamenilor. Informația. Clar. Ce se întâmplă cu aleși. Exact. Și totodată le-am arătat atitudinea pe care o au ei. Unii erau mai profesioniști, alții mai puțin profesioniști. Totodată cu filmările astea am devoalat o grămadă de nereguli care se întâmplau în ședințele de consiliu. Am observat procese verbale modificate după ședințele de consiliu local. Adică votul era modificat, procesul verbal se scrie cu mâna și după când ceream la ședința următoare, te rog să-mi dai procesul la ședința precedentă, observam modificări. Și am atenționat-o pe secretară de atunci. Te rog mie să nu mai falsifici votul. Nu degeaba vin aici, nu degeaba filmez. Și s-au remediat. Cred că la început au fost chiar reticenți văzând camerele de acolo. Foarte reticenți.
foarte reticenți. Chiar țin minte o replică a doamnei foste secretare, care mi-a zis: Frank, eu nu sunt de acord să mă filmați. Răspunsul meu a fost simplu: doamne, ședință publică, dacă nu vreți, puteți pleca. Eu rămân cu camera. Și da, nu le-a convenit, bineînțeles, dar după ulterior am înțeles de ce nu le convine. Că nu se mai putea face... Pentru că modificări. Atunci când se filmează un lucru în direct, acel lucru este adevăr. E cea mai tare probă și în instanță și oriunde. Alte lucruri care le-ați făcut în cei 4 ani de mandat? Am observat deraiaje ale administrației și se forța o serie de proiecte care nu erau legale. Închirieri de cămine culturale, bunuri de patrimoniu, care aveau nevoie de 2/3 din numărul consilierilor aleși ca să se poată face, care aveau, na, erau sensibile subiectele și am atras atenția conducerii, nu ilegal, n-am fost băgați în seamă. Am întreprins vizite la prefectură, bineînțeles, consilierii opoziției doar. Am mers la prefectură, am spus domnului prefect de pe atunci, era domnul Cherecheș. Da. Domnule, uite ce se întâmplă la noi la Triteni. Dânsul, și în ziua de azi mi-amintesc replica dânsului, zice: băieți, dacă e adevărat ce îmi spuneți, e foarte grav ce se întâmplă la voi la primărie. Da, asta e. Și eu vă recomand să mergeți și la alte autorități. DNA, curte de conturi, pentru că e foarte grav. Nereguli au fost niște prejudicii de ordinul miliardelor. Deci, ca să vă imaginați, în marile nereguli, care de fapt au și dus la condamnarea și demiterea ex-primarului, s-au întâmplat în mandatul 2012-2016. Da, într-adevăr, primarul, în calitate de ordonator de credite, a omis să facă plăți pentru niște facturi de materiale, piatră, bunuri, marfă, materiale de balastier, piatră spartă și așa. El, într-adevăr, facturile au fost luate din mapa primarului și au fost reținute în biroul lui și nu s-au registrat în contabilitate, dar nu e singurul vinovat. La fel cum el a oprit facturile, au fost consilieri, au fost comisii de recepție fictive. Unii consilieri au semnat procese verbale de recepție fictive. A fost un viceprimar care a dat în folosință acea piatră, că despre asta vorba. Eu le atrag un singur lucru. Tăinuirea nu e absolut de vinovăție. Faptul că au tăcut și n-au spus nimic îi face complici din start. Am întreprins o vizită cu colegii mei consilieri la Curtea de Conturi, unde am depus o petiție cu toate neregulile. Am depus-o în luna februarie 2018, Curtea de Conturi a venit în control în luna martie 2020, după 2 ani. Și ni s-a dat un răspuns, cele sesizate noastre au fost adevărate și o să luăm măsuri. În luna martie 2020, primăria Triteni de Jos avea un prejudiciu de 20 de miliarde. Bani plătiți unor executori judecătorești și care, pentru care nu există documente justificative, facturi și alte. Foarte grav ce spuneți. Și banii trebuie recuperați. Niște sume foarte mari cu care s-ar fi putut face canalizarea, s-ar fi putut introduce apa. Chiar am depus o cerere în baza legii 544, am depus o cerere adresată primarului. Și am evidențiat aspectul ăsta. Dar nu vă informa ca și consilier local? Nu. Cum să vă zic? Trebuia să faceți cerere? Nu? În ședințele de consiliu. Nu vă informa despre toate lucrurile care le cereți? Vreau să ating subiectul ăsta. Povara sau vina pentru situația financiară dezastroasă a primăriei nu este în totalitatea fostului primar. Probleme la primărie sau și la alte primării au mai fost. Doar că la Triteni s-a aplicat o tactică masivă de mușamalizare. Adică erau încheiate contracte cu toate firmele, cu toate publicațiile locale ca să tacă.
Deci nu ca să, deci ca să tacă. Toți ziarele efectiv din zonă aveau contract cu primăria. Erau personalul primăriei era instruit să nu răsufle, să nu pufăie nimic din interiorul primăriei. Era ca în Las Vegas, știți cum e Las Vegas? Ce se întâmplă în Vegas? Nu, n-am fost. Ce se întâmplă în Vegas rămâne în Vegas. Exact așa era la primărie. Deci nimeni nu știa nimic. Asta, de aceea ați fost periculos pentru ei. Da, pentru că au început să fie scurgeri de informații din primărie, prin intermediul filmărilor, prin intermediul întrebărilor incomode. Ți-au amenințat de corect, la corect. Deci deranjam. Ăsta e cuvântul. Ăsta e cuvântul, că nu... Na. Dar încă o dată amintesc, nu primarul a fost singur vinovat pentru situație. A fost și un viceprimar. Am citit declarația martorilor din procesul respectiv. Un viceprimar care se laudă cu este licențiat în studii economice și master în administrație locală, declară în declarația martorilor că facturile erau ținute într-o mapă separată și urmau să se înregistreze în momentul în care se făcea plata. Orice om care are minime cunoștințe de contabilitate consideră chestia asta o aberație. Și e o aberație. Absolut. Factura întrebarea se registrează când ajunge la secretariat. Întrebarea următoare și firească a judecătorului a fost: da, ați folosit marfa respectivă? Da. Păi dacă nu aveați evidență, mi-ați spus cum ați folosit-o? Păi fizic era. Da. Multe se întâmplă într-o comună din județul Cluj. Întrebarea. Și eu, cel puțin ca om, nu mi-aș fi închipuit să nu fie apă, să nu fie curent, să nu fie canalizare. Și în final primarul a fost condamnat și prefectul l-a suspendat. Da, da, în luna aprilie, mai, luna mai a venit ordinul prefectului. Anul acesta, nu? Da. Da, și a fost suspendat din funcție. Acum, dacă vei să ajunge primar, care sunt primele lucruri care le veți face atât în primărie, văzând ce s-a întâmplat, cât și da, în administrație, pentru că îmi dau seama că dumneavoastră veți face, fiind și antreprenor, mai mult administrație și mai puțină politică. Da, știți cum, cum văd eu situația, următorul mandat o să fie foarte greu pentru oricine o să fie primar. O să fie un mandat deosebit de greu. De ce cauza? Dacă sumele de care v-am zis, cei 20 de miliarde, aveau un termen în raportul Curții Conturi, în decizia numărul 14 din luna martie. Anul acesta. Anul acest. Ba nu, în iunie a venit decizia de la Curții Conturi. Iunie acum. Da. Avea termen 30 septembrie, mi se pare, să recupereze prejudicii 20 de miliarde și trebuia dat un răspuns. Ei, vă dați seama că banii trebuie recuperați. S-au plătit niște executori judecătorești din banii primăriei. Fără a fi facturi sau ceva. Deci banii trebuie recuperați. Dar nu asta e marea problemă. Deci o să fie un mandat foarte greu. Următorul primar care vine, dacă nu face administrație publică, în adevăratul sens al cuvântului, pentru cetățeni, comuna o să aibă de suferit. De ce? Dacă deciziile politice o să se infiltreze în capacitatea lui decizională. Adică, măi, ăsta a fost cu mine, ăsta nu a fost cu mine, la ăsta e dau, la ăsta, așa e la țară. O să avem o problemă. Ce veți face dumneavoastră? Eu ca primar. În 27 septembrie veți fi ales primar. Ce veți face? Eu ca primar, da, vreau să fac administrație publică. Nu vreau să, capacitatea mea decizională nu vreau să fie umbrită de luptele politice, de ambiții personale. Fostul primar e un capitol trecut. Pentru mine nu mai există. Ce a fost, a fost. Din 27 septembrie, motoul meu de campanie, viitorul comunei Titeni, începe acum. Practic așa e viitorul comunei. O să înceapă. Visul american. La
Adică să fie bunăstare, nu? O să vreau să creez bunăstare, vreau să creez condiții de trai decente. Cunosc pentru cetățeni, pentru tineri implicit. Cunosc o grămadă de tineri care zic, măi, sunt în Spania și avem, na, vorbim, că acum mijloacele de comunicare sunt vaste. Aș veni acasă, m-aș muta, dar dacă nu pot să-mi fac o amărâtă de baie, n-am canalizare, n-am apă, păi mai vreau să mă spăl în ligheană. Deci prioritate sunt utilitățile. Utilitățile. Am fost la compania de apă și am întrebat de ce s-a întârziat aducțiunea de apă, pentru că este un proiect. Păi simplu, nu s-a prezentat nimeni la licitație. Dar de ce nu s-a prezentat nimeni la licitație? A fost subevaluată lucrarea. E normal că nu s-a băgat nimeni. Zice, da, remedia problema și până anul viitor o să ajungem cu apa în comună. S-au refăcut caietul de sarcini, s-au calculat corect cantitățile și nu. Sper din tot sufletul să se întâmple așa. Pentru că și ca primar o să supraveghez lucrările, să fie bine făcute și să se respecte termenele. Ce contracandidați aveți, iată, în această campanie și cum se va desfășura? Pentru că este un an atipic, iată, cu pandemia, bănuiesc că sunt foarte multe restricții. Dintre contracandidați, acum nu o să enumăr, vreau să zic că sunt singurul candidat care am același partid. Deci acum 4 ani n-am schimbat, nu sunt traseist politic, sunt singurul candidat care am același partid, aceeași echipă de acum 4 ani și plus membrii noi, valoroși. Ceilalți contracandidați o avem de la USR, de la Partidul Verde, Mișcarea Populară și cred că și de la PSD. Nu știu, până ieri nu era candidat, dar nu cred că o să lase PSD-ul fără candidat. Ce reprezintă avantajul meu față de ei? Care este statul meu față de ei? Ce vă diferențiază de ceilalți? Experiența profesională. Eu sunt antreprenor, am activat în domeniul construcțiilor, întreținerii de drumuri. La țară, da, trebuie, ești un bun manager, dar nu-i de ajuns. La țară nu ai în organigramă inginer CFDP care să-ți semneze situații de lucrări. Tu ești ca primar, trebuie să știi cum să faci un șanț, unde îi se dă o descărcare, trebuie să știi ce utilaje îți trebuie, ce capacități are. Tu ca primar trebuie să faci chestiile astea și asta pe mine mă avantajează că cunosc chestiile astea. La țară, ca primar, trebuie să fii omul bun la toate. Nu e ca la oraș. Am avocat, am ingineri, am ce vreau într-o primărie la oraș, unde ai în organigramă, în posturi. La țară nu ai. Iar, pe partea politică, mă avantajează partidul. Clujul e un județ penalist. Cine zice... Chiar îl vedem în poză, și președintele Consiliului Județean Alin Tișe este... Sunt ferm convins că domnul Alin Tișe o să aibă un scor bun și la chiar, noi, la Triteni. Și chiar am văzut că drumul, care este un drum județean și care aparține de Consiliul Județean, s-a lucrat la el. Am avut o discuție cu dânsul și cineva ar fi zis, da, dar n-ați avut o relație bună cu fostul primar. Și dânsul foarte rapid și tăios i-a replicat, asta nu înseamnă că cetățenii din comuna noastră au avut de suferit. Am făcut asfalt înainte, v-am asfaltat drumul județean înaintea comunelor cu primar peneliști. Da, nimic e spus. Cine zice că nu contează ce partid ai, se minte el pe el. Ce partid ai în spate, în funcție de primar. Și a contat și faptul că aveți o relație specială cu președintele Consiliului Județean. Da. Că altfel... Da, deci ne cunoaștem și oricând am apelat, m-a ajutat cu un sfat, cu o vorbă. Și a ajutat și comuna. Da. Ținând cont și de faptul că
în final compania de apă aparține de Consiliul Județean și ajungând acolo ați reușit să debloca situația. Da. Vedeți, și... o comună din județul Cluj fără apă, uitați că se poate. Exact și... cum a spus dumneavoastră, din septembrie, Triteniu trebuie să ajungă un loc european. Da, pentru că este totul județul Cluj, un județ dezvoltat. Și urmează să deblocăm și problema gunoaielor după ce se dă drumul la centru. Cemidu. Cemidu. Asta e avantajul meu față de ceilalți contracandidați. Ce nu îmi place și ce mă deranjează și încerc să le explic la toți, oameni buni, campanii electorale vin, încep, se termină și pleacă. Noi rămânem, trebuie să rămână prietenia, respectul. La noi în comună sunt niște campanii electorale foarte agresive. Deci, agresive verbal mă refer. Deci, cu jigniri, cu atacuri la persoană. Când mi-a zis cineva, acum 4 ani, trebuie să ai stomacul foarte tare ca să digeri politica de aici. Aia, acum l-am înțeles. Deci, cine mi-a zis atunci, n-am înțeles ce vreau să-mi zică, dar acum înțeleg. Și mai apare și fenomenul de invidie, pentru că se uită la dumneavoastră și uite, un om împlinit care are de toate, pentru că dumneavoastră mergeți în primăria Triteni să dați, nu să primiți, pentru că ați filmat gratuit, faceți multe lucruri gratuite, pentru că nu sunteți nevoiți material să vă îmbogățiți dintr-o primărie. Mie, niște contracandidați mie speculează oarecum... capacitatea mea zice, măi, dacă ăsta o să ajungă primar și aduce utilaje, oamenii sunt simpli, nu înțeleg, e un conflict de interese. Eu nu pot, eu dacă duc un utilaj să lucrez la primărie, duc pe gratis. N-am cum să derulez proceduri de achiziție pentru utilajele mele sau... Și nu sunteți nevoit. Și n-am nevoie. Deci, efectiv, să mă apuc... Pentru binele comune și al locului. Exact. Deci, acum, aș fi absurd dacă, Doamne ferește, vine o iarnă capricioasă și mi se înfundă drumurile, eu dispun de un utilaj să mă urc eu pe el să salvez situația, dar asta nu înseamnă că urmează să facturez. E pro bono. Nu fac gratis. Cum se va desfășura campania electorală în contextul pandemiei? Ah, e ciudată campania asta electorală, sincer. Nu mai sunt permise întrunirile, grupuri mai mari de 20 de persoane. Ne axăm pe discutatul cu cetățenii în individual, adică merg din casă în casă. Avantajul acum față de acum 4 ani că mă cunosc. Acum 4 ani mă nici cunoșteau. Deci cea mai comic, eram în Triteni, colonie, cred. Am mers la o femeie, era o femeie mai în vârstă și zice, mai tinere, mai copile, ești însurat? Zic, doamnă, nu. Copii ai? Păi n-am, dacă... Și apoi zice, ce stă la primărie? Păi, doamnă, ce însoară-te și apoi fă-ți o familie, păi mai vorbim. No, exact așa, soția mea din Triteni, am întâlnit-o în campania electorală din 2016. Avem două fetițe. O să avem a doua fetiță în octombrie. Deci acum puteți să candidați pentru că este și căsătorit. Da. Aveți și... Nu mai știu exact unde stătea femeia aia. Dar o să mă duc să-i zic dacă o găsesc, o să-i zic. Exact. Uitați, doamna, rezolva problema. Acum ați pregătit. Va fi experiența dată în cadrul Consiliului Local? Da. Da. Toate da. Da, pot să zic, da. A fost o experiență de viață. Deci, eu am zis după un an de mandat de consilier local, Doamne, bine că n-am ieșit primar. ce probleme și ai de învățat. Eu recomand, măi, prima dată trebuie să treci pentru mandat de consilier și apoi aspiră la funcție de primar. Nu-i simplu. Primăria nu-i un SRL. Primăria e cu totul altceva. Are alt organigram, are... Chiar și cu o experiență de antreprenor v-a fost greu. Ușor, nu, înțelegi ușor unele chestii. Adică
ceri un cont de execuție bugetară, cam înțelegi ce e acolo, dacă ai trecut printr-o firmă. Dacă nu, te uiți cam în calendar. Ceri o fișă furnizori, știi ce să ceri, practic. Cam asta mă ajută. Eu vreau să spun că chiar și cu o experiență de antreprenor a fost greu pentru dumneavoastră, da, ca și consilier. Da. Pentru că în România încă acum e greu a fost, în administrație. Nu, zic, a fost greu pentru că n-a fost colaborare cu postul primar. Nu am avut cu cine să colaborăm. Am încercat să inițiem dialoguri. Era frică sau spunea doar eu am dreptate? Exact. Deci, și ceilalți trebuia să spună am înțeles șeful, nu? Am auzit o vorbă pe care o folosea postul primar, zice, mai ca primar, zice, ești sluga satului. Nu e așa. Ca primar, dacă ești bun manager și știi să delegi atribuții, nu ești sluga satului. Dacă vrei să faci tu tot, de la tot, deci efectiv asta se întâmpla. Vorbesc cu oamenii, într-o jumătate de oră vin acolo, de la marcat terenuri și până la împărțit ajutoare, nu poți, pentru că n-ai capacitate fizică. Și un mandat din ăsta în care tu faci, tu ce întrezi, tu dai cu capul, tu faci tot, te uzează fizic și psihic. Deci a trebuit prioritizată toată activitatea delegat pe anumite segmente și la viceprimar. Diviziunea muncii, că e muncă până la urmă. Ei, asta înseamnă să fie un om care a lucrat și în privat. În privat te învață altfel decât la stat. În privat trebuie să produci. Dacă nu produci... Mai ales în România. Mai ales în România. Eu am experiența și în America. Am avut firmă acolo. Și dacă fac o paralelă între România și America, mult mai simplu am avut o firmă în America și nici n-am simțit, deci era foarte simplu. La noi e ceva complicat. Să-ți iau birocrația și, aoleu, să nu intrăm în detalii. Ați vedea o astfel de procedură și în Comuna Triteni, o digitalizare a serviciilor, o prioritate? Da. Aș enumera că aș vrea să intrăm pe partea de proiecte. Chiar asta vreau să discutăm, pe partea de proiecte. Știți cum la noi la Triteni n-a rămas în urmă cu multe și trebuie făcut digitalizare, da. Acum, zilele trecute, am aflat că e funcțional registrul agricol electronic. Doamne, smulțam, până cu câțiva ani tot în catastife căutam. Dar trebuie înființat un departament de implementare fonduri europene în interiorul primăriei. Deci o persoană, două persoane care să se ocupe doar de acest lucru. Nu aveți? Nu avem. Pentru că absolut, fonduri europene e esențială pentru orice primărie. S-au implementat niște fonduri, s-au asfaltat niște străzi, dar prea puțin. Se pot face o grămadă de lucruri. Acum vedem la Călăraș, se asfaltează drumurile agricole. La Tureni, am trecut pe la multe primării, efectiv, să văd, mai cum sunt alți primari, să văd ce fac, cum arată alte comune. Am luat legătura cu cineva de la primăria Ciugud, efectiv, am întrebat, bun, care e secretul? Și o comună foarte mică și a avut primar PSD-ist până nu de mult. Care e secretul? Fondurile europene. Au avut un departament foarte bun de implementare fondurilor europene. Deci au avut angajați în interiorul primăriei, care numai cu asta se ocupau. Acum, situația e tragică, că la noi, dacă vedeți, nu sunt bani. În luna august am văzut o situație tragică la Triteni. În luna august 2020, primăria Triteni nu avea bani pentru asistații sociali, pentru persoanele, pentru îngrijitori. Nu aveam bani de plătit servicii de salubritate. La proiectele pe fonduri europene trebuie să ai cofinanțări. Momentan trebuie să ieșim la liman. După aceea, cofinanțările vă poate ajuta, știu, și Consiliul Județean. Știu. Am fost la domnul Tise și mi-a zis ce mai se poate face, dar trebuie să și vrei. Și să ai și proiecte.
dacă, să nu mă înțelegeți, primăria totdeauna au dispus, de un buget generos. Deci la Tritiani au fost bani, sunt agenți economici, avem o fabrică. Aveți agenți puternici? Da. Wienerbergerul, pe raza comunii Tritiani. Atunci nu sunteți o comună săracă. Cotă defalcată de TVA vine înapoi, sunt bani. Dar problema a fost cu execuția bugetară. Asta a fost mare problemă la Tritiani. Și am zis, mă, dacă execuția bugetară e defectuoasă, automat reacția, problemele vin în lanț. Dacă te axezi pe funcționare, nu pe investiții, adică lucrările, nu le pui pe SEAP, achiziții directe la firme de casă, 3 oferte, cam așa se lucra la Tritiani. Aveți mulți asistați sociali la Tritiani? Peste 50. Cât? Peste 50. Și la ce populație? Ce populație are comuna aproximativ? 4.000, peste 4.000 de locuitori. Pe care mulți spuneați că sunt plecați. Da, foarte mulți tineri sunt plecați din țară. Spania, Italia, Germania. Pe parte de proiecte aș vrea să continuăm. Deci fonduri europene ar fi... Da, trebuie să ne axăm pe fonduri europene. Un aspect esențial, e prioritar. Da, pentru mine ca primar. Da. Alt aspect, ca să pomeni de tineri plecați din țară, m-am gândit să facem un program de meditații, de educație independent pentru oamenii maturi, oamenii în vârstă, să învățăm o limbă străină, pentru că să duc în Olanda, să duc în Germania, sunt și în Anglia, Spania, în Spania se descurcă, că na, română și spaniolă e apropiată și nu știu limba. Și trebuie să facem cumva, sunt care ar fi interesați să facă cursuri și sunt cursuri care se pot face pe fonduri europene. Aici? Da. Avem alte probleme cu închiriatul, concesionatul pășunilor. La noi în comună, pășunile, cum să vă explic, au fost făcute atribuiri directe sub formă de licitație, dacă mă înțelegeți. Deci da. S-au dat pășunile așa preferențial, subvențiile se încasează. Am fost în Bistrița și am văzut o comună cu amenajări pastorale dotate cu apă, sală de mulți, generatoare, adică pășuni, banii din subvenții erau folosiți. Pe fonduri europene erau făcute amenajările alea pastorale. Se poate. Și la dumneavoastră nu. La noi nici curățate, nu-s pășunile. Dar rămite să mai aibă, n-au nici sursă de apă unele. Alte proiecte. Pentru că oamenii vor să acum, știe, dacă ajunge domnul Rusu, ce va face? La debutul campaniei electorale o să vin cu un program complet. Deci cu toate proiectele mele. Acum v-am zis câteva. Și aș mai putea să vă mai zic. Adică sunt problemele care, na, astea e dor. Aș mai putea să vă mai zic. De exemplu, vreau să exploatez latura turistică, potențialul turistic al zonei. Nu știu dacă a fost la Peppermint Park, la Târnăveni. E o zonă foarte asemănătoare cu Triteniu, adică pădurile, și un parc de action-adventure. Adică te duci, tiroliane, dar cu capacitate mare. Triteniu dispune de păduri, dispune și se poate, nu pe întregile suprafețe, să concesionezi păduri, să concesionezi dealuri și câmpii, să faci așa ceva. Sunt forumuri forumuri ale utilizatorilor de ATV-uri și motociclete, exploratori din așa, și menționează numele Triteniului. Și nu odată, deci am văzut oameni care treceau pe sedeal, nu știi de unde apăreau, pe motociclete de cross și pe ATV-uri, care caută locuri în care să... Ei au remarcat, iată, exact, potențial. Are potențial zona. Și trebuie pus în valoare. Exploatată. Am început, să vă zic, la un moment dat am început în 2016 un proiect, o cooperativă agricolă, cu care ne doream să centralizăm achiziția de legume, fructe, de pe legume mai mult, legume, fructe pe raza comunei, dar nu am avut suportul autorităților, ne trebuia un spațiu adecvat
și na, momentan mai funcționează cooperativa, dar achiziționăm furaje pentru anumiți furnizori. Aș fi dorit să putem să dezvoltăm mai tare afacerea, dar nu am, na, a fost greu și lumea reticentă. Am încercat să le explic, tu dacă ești producător, tu nu ai timp să stai în piață să-ți vinzi marfa. Tu trebuie să produci, trebuie să ambalezi. Un spațiu adecvat îți permite să pui, o mașină de ambalat în vid, să pui... Atunci faci bani când tu, producătorul din Triteni, vinzi marfa la Kaufland, la Penny, la Profi. Atunci, într-adevăr, o să obții un preț bun. Asta trebuie făcut. Deci trebuie ajutați oamenii, fermierii și implicit comunitatea. Trebuie ridicată. Sunteți un tânăr, iată, cu ambiții mari, cu proiecte mari, cu dornic de muncă, de a ajuta pe cetățenii din comuna dumneavoastră. Acesta cred că este și atul dumneavoastră în această campanie. Da. Nu faceți promisiuni de șarte, iată, care nu se pot îndeplini. Mă feresc de chestia, de chestia asta de promisiuni de șarte și... Oamenii chiar... sunt sătui de altfel de... Da, asta e reacția populației. Tu cu ce ne mai minți? Și am încercat întotdeauna să vin cu ceva palpabil. Mă, asta se poate, am verificat, asta o să fac. Acum, în 2016, am fost prea tânăr. N-avem necăsătorit, fără copii. Da. A fost o experiență utilă, da. Cei 4 ani de zile de consilier. Da, eu recunosc. Și mi-a prins bine. Acum, nu știu cum o să se desfășoare campania electorală. O să fie destul de greu, dar am ambiția să mă duc în toate gospodăriile din comună. Fie că... Da. Și am aceeași echipă de acum 4 ani. Vreau să mă duc din casă în casă, efectiv, să vorbesc cu omul, să-i zic. O să-mi ia timp, dar mi-a loc timpul necesar. Și oamenii sper să înțeleagă mesajul. Sper să aleagă omul potrivit pentru comună. Comuna are probleme financiare destul de mari, dar se pot rezolva cu ajutorul Consiliului Județean, cu muncă și cu colaborare. Deci și după ce ești primar, trebuie să ai o echipă bună în spate și trebuie să tragem toți în aceeași direcție. Noi vă promitem că o să venim la dumneavoastră în comună să facem un reportaj cu dumneavoastră, acolo în comună, la fața locului. Vă așteptăm. Pentru că Triteniul înseamnă acasă, viață. Deși ați avut posibilitatea de a rămâne în America, ați ales acasă. Mai ales că pentru mine este o surpriză să aud că nu aveți apă, nu aveți canalizare. Nu avem peste tot. Și nu este curent în casă. Da. Triteniul este acasă pentru mine mai ales. Și eu acolo am copilărit. Vacanții de vară, acolo le-am făcut. Nu m-a cucerit America. E ceva atipic. Eu, multă lume nu înțelege chestia asta, dar ce te-ai întors? E veșnică întrebare. Pentru că nu m-a cucerit America, efectiv. Eu n-am văzut în America... Am un amic de-a meu întors în România foarte... are o optică foarte bună asupra vieții. Și el a zis către mine, zice, man, America e un show de lumină și culoare. Nimic mai mult. Într-adevăr, așa e. Deci, doar o iluzie. E o iluzie, exact. Deci când o vezi afară, zici, bă, wow, acolo. Dar trăind în interior, e altceva. Este ok de vizitat ca și turist și... Exact. E ok să mergi ca turist și după aceea te întorci acasă și unde simți că e acasă. Bancul cu evrei erau două vase, unul mergea din America în Israel și unul mergea din Israel în America și la mijlocul Oceanului Atlantic se întâlnesc. Și din ambele vapoare se arătau cu degetul și râdeau unii de alții. Aia din America râdeau de aia care mereau în America și aia din Israel râdeau de aia care merg din Israel. Pentru că nu știu ce așteaptă.
Este multe ori dorul de casă este mai important Într-adevăr. Și mai tare decât cealalt. Mai ales acum că v-ați și căsătorit, aveți și doi copii imediat. Da. Și vreți să lăsați ceva în urmă. Da. În administrație. Că ați văzut cum funcționează acolo. Da. Și probabil că a spus, hai să văd și să încerc și aici la mine acasă. Într-adevăr am văzut un model, deci am văzut un capitalism matur în America, asta nu contest. Și am văzut o administrație care era bazată pe performanță. Am lucrat și în America cu primării. Ei aveau un sistem foarte interesant. Luau trei oferte. Prima ofertă, cea mai mică, o respingeau că, bă, ăla e prea ieftin, nu-ți fac lucruri calitate. Cea mai mare, bă, ăsta e prea scump și nu-i bun că e scump. Luau lucrarea din oferta din mijloc și se bazau pe altceva. La ei conta foarte mult feedback-ul. Adică dacă aveai o reputație bună, mergea înainte chiar dacă aveai oferta mai mare. Ăsta are feedback-ul bun, are reputație bună, nu-i bai că îi dăm un pic mai mult, dar face lucrarea. Ei, sistemul ăla m-a ajutat și în cariera mea de antreprenor în țară. Eu lucrez cu firme străine, cu firme americane, cu Emerson. 80% din afacerea mea e cu Emerson. Și exact pe aceleași principii se guvernează și în România Emersonul, ca și Emerson în România cu Emerson în America. La fel, contează feedback-ul. Deci, odată... Dacă ești serios, exact. Te mai primesc. Te mai cheamă. Nu. Dacă ai dat odată în bară, la revedere. Ce mesaje ați aveți pentru cetățeni, pentru viitorii alegătorii dumneavoastră? Cum îi convingeți? Cum a spus adineori, trebuie să aleagă persoana potrivită. Persoana care poate să rezolve și capabil să rezolve problemele comunei de acum și să aducă plus valoare, adică să mai fac, să vadă el, mă, ăsta e capabil să atragă fonduri europene, e capabil să grăbească aducțiunea de apă, îi omul potrivit la locul să potrivit. Să aibă o relație normală cu Consiliul Județean, da, cu celelalte entități și instituții ale statului. Și cu instituțiile, că fond și la urmă, ormei depinzi de ele. Asta e adevărul. Deci, ca primar, degeaba zici, oh, păi n-am nevoie, eu mă descurc. O să ajungi la un Consiliu Județean, ajungi la un guvern. Sunt fonduri guvernamentale, sunt... PNDL-ul, care exact, e fonduri guvernamentale. Exact, și... Consiliul Județean cu cofinanțările. Da. Și asta zic că... Lucruri pe care le-ați învățat în perioada aceasta de 4 ani. Da. Și care la Triteni nu s-au întâmplat. Din ce cauză nu s-au întâmplat? Nu s-a vrut? Acum, sau nu s-a putut? Lumea cunoaște relația fostului primar cu Consiliul Județean. Nu era cea mai roză. Știți, nu știu dacă vă amintiți ședința, da, Consiliul Județean știu. Cu ieșirea aia în decor. Dar eu, exact cum a zis domnul Tișe, nu consider că cetățenii au fost marginalizați din comportamentul primarului. Nu. Consiliul Județean și-a făcut datoria și chiar avem drumul județean asfaltat, treceri de pieton marcat. Nu, e ok și chiar săptămâna trecută era cosit, se făceau cosirile pe acostamente și nu. Nu condamn pe nimeni. Trebuie să fii un bun mediator. Trebuie să te împaci bine cu toată lumea. Fie că-s cetățeni, fie că-s reprezentanța ai Consiliului sau oricărei entități. Și un bun gospodar. Asta... Da, da. Exact așa e. O lipsește ceva din America? Acum pe final de emisiune, dacă ne puteți spune? Poate clima. Poate clima. Am stat în Florida 6 ani și parcă mi-e dor de clima aia subtropicală. Nu mi-e dor de uragane, că și din alea erau, dar nu îmi lipsește America. Eu
Chiar am avut un episod, am fost cu soția când am declarat-o pe fiica noastră la ambasadă să obțină cetățenie. Soția mea a dat un interviu cu un consul pentru a obține viză de turist. Și consulul mi-a spus, după ulterior mi-a zis soția, zice, m-a întrebat de 3 ori, dar cum e nu stați în America? Ce soțul dumitare cetățean? No, ea neștiind în ce America, zice, păi soțul meu zice că e mai bine aici. Deci era nedumerit un consul cum de stăm în România. Uite așa, am alte priorități în viață, întrebă mie haine de firmă și... No, dar dacă duc dorul la ceva, clima aia de Florida, îmi pare rău. Mi-e dor de ea. Premiul, iată, are nevoie de dumneavoastră, de oameni ca și dumneavoastră. Aveți mult de lucru. Da, aici ați punctat bine. E deci, foarte mult de lucru. Aici la Triten trebuie muncă și administrație. Da, muncă și administrație. Chiar vorbeam cu un primar din într-o comună învecinată și un om cu experiență și l-am întrebat, domnule, cum e? Ca primar cum trebuie să fie? Și mi-a dat un răspuns atât de simplu și cu foarte multe înțelesuri. Ce mai trebuie să fie om, în primul rând. Și am avut dreptate. Adică trebuie să fie om, în primul rând, și să poți să stai de vorbă cu cetățenii și să îți faci treaba, să fii un gospodar pentru comuna respectivă. Să rezolvi problemele, să primești. Corect. Era o problemă, să știți că asta era o problemă și la Triten, că nu era un program de audiență. Te duceai dimineața și nu știai dacă primarul oare îi la primărie și efectiv, eu am pățit eu, deci m-am dus și am stat 3 ore la primărie. Băi, nu-i nimeni, păi poate vii, nu îndrăze nimeni să sune, să vadă, dar aveți un program de audiență, nu. Și asta e o chestie care o să trăiască să o implementez, că nu, am 3 zile pe săptămână în care respect cetățeanul, nu-l țin o jumătate de zi la ușă, păi dacă am chef, vin, dacă nu, nu. Dacă nu, pleacă cu buza umflată după o jumătate de zi pierdută. Așa era la noi. Nu este corect și nici moral. Mult succes, ne vă dorim de această campanie și să ne revedem cu bine, iată. Vă mulțumesc. Și promitem că vom veni în comuna Triten, pentru că e o provocare și pentru mine să aud că o comună din județul Cluj are asemenea probleme. Și mi-ar plăcea să veniți și peste 4 ani să vedem ce ați realizat în mandatul nostru de viitor primar. O să vă așteptăm cum se cuvine, cu problemele pe masă. Mulțumim și pentru prezența în studio astăzi. Vă mulțumesc și eu. A fost alături de noi domnul Emil Rusu, candidatul PNL la funcția de primar al comunei Tritenii de Jos. Mult succes în campanie, spor la muncă, mulțumesc, domnule viitor primar. Dragi prieteni, alături de domnul director Mircea Avram și de invitatul nostru, ne luăm la revedere, toate cele bune, atât de emisiunea Clujul la zi. Vă mulțumim! La revedere! La revedere!